Bună! Ieri au fost ceva probleme cu aplicația din care făceam înregistrarea live și nu am reușit nici cum să mă conectez. Am încercat din mai multe rețele Wi-Fi, am încercat de pe 5G, nu a mers nici cum. Și am tot amânat momentul în care să fac o înregistrare și acum am reușit să îmi aloc acest timp pentru a face înregistrarea cu subiectul pe care l-am anunțat pentru ieri, și anume rolurile și rotația rolurilor și importanța rotației rolurilor într-o echipă de management sau într-o echipă. În primul rând, vreau să lămurim foarte important de ce e bine să știm pe ce rol suntem. Pentru că putem să amestecăm rolurile. Și când amestecăm rolurile și nu știm din ce rol vorbim, în primul rând nu știm ce spunem noi, ce vrem noi să exprimăm cu adevărat, și apoi nu știu ceilalți din ce rol vorbim noi în momentul în care vorbim. Și asta se întâmplă foarte des la antreprenorii care au mai multe roluri în companie. Am întâlnit antreprenori care au roluri de director de vânzări sau chiar de vânzător, am întâlnit antreprenori care au roluri de director de logistică, la început antreprenorul are mai multe roluri chiar și chiar își asumă cam toate rolurile din echipa de management la un moment dat antreprenorul, și angajații ceilalți nu știu cine vorbește cu ei, vorbește patronul, vorbește directorul general, vorbește șeful de logistică, șeful de vânzări și așa mai departe. Bun, deci odată e foarte important să clarificăm acest aspect, și când sunteți antreprenori și aveți mai multe roluri în același timp, vă rog, lămuriți-vă voi în primul rând din ce rol vorbiți și după aceea declarați asta cu oamenii cu care vorbiți. Uite, în acest moment, ca director de vânzări, văd că ar trebui să faceți asta sau cealaltă. Sau, în acest moment, ca proprietar al afacerii, văd că ar trebui să facem și să vorbim și să adresăm următoarele situații sau probleme. Dar e foarte important să vă lămuriți treaba asta. După aceea mai apare și situația în care suntem în afacere, implicați ca parteneri sau avem ca angajați rude, prieteni. Și oamenii respectivi nu știu cine vorbește. E posibil ca tu să te duci ca antreprenor să vorbești din rolul de proprietar de business și să fii foarte serios implicat ca proprietar de business, și respectiv o să creadă că e prietenul lui care îi spune acum, mai face observație și îl critică că nu a făcut nu știu ce. Sau soția crede că soțul nu știu ce vrea el acum, s-a trezit soțul să-i spună ceva, când de fapt tu vorbești din rolul de administrator sau de om de afaceri și vrei să rezolvi un subiect foarte important. Da? Atunci când nu e clar rolul, apar foarte multe neînțelegeri, apar foarte multe conflicte și de fapt în loc să se lucreze subiectul și să se rezolve fiecare având rolurile clare, din păcate rolul fiind clar, se înțelege prost subiectul și nu se mai ajunge la nicio concluzie. Asta e un aspect. Un alt aspect este atunci când în echipa de management sunt definite clar rolurile și avem fiecare om are asignat un rol. Director de vânzări, director de achiziții, director de logistică, director de resurse umane, director financiar, director de IT, cred că am zis director de vânzări, mă străduiesc să nu uit pe cineva, ok, director general, și lucrăm într-o ședință. Vă recomand că atunci când directorul de logistică sau de achiziții spune ceva că ar trebui să facă ceva diferit directorul de vânzări, ce-ar fi să-i spuneți acelui director de logistică, ce-ar fi să fii tu în ședința de astăzi directorul de vânzări și să iei decizii de pe scaunul directorului de vânzări, să vezi cum e să fii pe scaunul directorului de vânzări, să înțelegi și tu din perspectiva respectivă, chiar dacă nu ai pregătirea profesională și experiența, dar pune-te pe scaunul respectiv, să vezi cum e. Du-te în echipa de vânzări, fă o ședință cu oamenii de vânzări, vezi ce-ți spun oamenii de vânzări, vezi ce poți să spui tu din rolul de director de vânzări oamenilor de vânzări.
Și vă recomand să faceți această rotație din când în când în firmă, mai ales atunci când vin directori de departamente să exprime că e nevoie ca într-un alt departament să se facă niște schimbări, niște implementări fantastice, dar ei vorbesc din exterior. Pentru că una este să vezi din exterior și alta este să vezi din interior. Priveliștea e cu totul alta, situațiile sunt cu totul altele și s-ar putea să apară schimbări în poziția pe care o emite persoana respectivă. Faceți aceste rotații din când în când pentru a vedea cum se schimbă perspectiva atât în individual cât și în cadrul echipei. Eu când lucrez cu antreprenori și cu manageri, le dau trei roluri pe care cred că e foarte important ca ei să le facă. Și anume, într-o ședință e foarte important să avem facilitator, e foarte important să avem cineva care se uită la timp și anunță trecerea timpului. El în engleză se numește pacer, eu l-am numit românește ritmar, că ține ritmul, deci el nu ține timpul, ține ritmul. Anunță cum trece timpul. Și un decision driver sau o persoană care cere să se ia decizii. Atenție, nu e decision maker, nu ia decizii, ci cere să se ia decizii. E o persoană care, odată la 2 minute, 3 minute, întreabă cu voce tare ce decizie luăm. Și atunci cineva, dacă are o decizie sau pe jumătate formulată sau deja formulată, o enunță, spune ce decizie ia și decision driver-ul notează acea decizie în fișierul Excel în care se notează deciziile sau pe foaie sau care e sistemul vostru de notare a deciziilor și de ținere a evidenței deciziilor și implementării acestor. Deci avem facilitator care dă cuvântul oamenilor, se asigură că oamenii țin subiectul, vorbesc la subiect, nu se duc în alte direcții și se asigură că poate vorbi toată lumea, nu vorbește numai unul, îl oprește pe unul care vorbește mult și dă cuvântul și la altcineva. Avem pacerul sau ritmarul care anunță trecerea timpului și avem decision driver-ul. Aceste trei roluri este foarte important ca ele să fie făcute prin rotație. Adică, într-o secvență de ședință de jumătate de oră, 20 de minute, avem trei oameni care își asumă aceste roluri. După care, în următorul calup de 20 de minute, jumătate de oră, rotim. Avem alți oameni care își asumă acest rol. Și astfel, fiecare vede cum se fac aceste roluri și cât de ușor sau greu este să le faci, cât de ușor este să dai cuvântul la toată lumea, cât de ușor este să întrerupi pe cineva care vorbește pe lângă subiect, cât de ușor este să anunți trecerea timpului și cât de ușor este să ceri decizii și să notezi decizii. Bun, asta este despre aceste roluri. Am observat că cei care au lucrat cu mine și implementează aceste roluri, de obicei le țin blocate cumva. Eu sunt pacerul totdeauna, eu sunt facilitatorul totdeauna și așa mai departe. Nu, vă rog, faceți prin rotație, pentru că e foarte important ca fiecare om să aibă ocazia să fie în acel rol, să vadă importanța acelui rol și să vadă cât de greu e sau ușor să-l faci. Și acum ne întoarcem la rolurile din firmă. Atunci când aveam echipă de vânzări, eu îi chemam pe oamenii de vânzări cel puțin o dată pe lună la sediu și îi duceam să lucreze măcar 2-3 ore în depozit, la ambalat produse. Să meargă pe raft, să aleagă de pe raft produsul care trebuie livrat, să-l ambaleze, să-i pună etichetă, bineînțeles supravegheați de către oamenii de logistică pentru a nu face greșeli. Dar să vadă și cum este. La inventare. Când făceam inventare odată la semestru sau odată pe an, aduceam toată echipa de vânzări și echipa de la call center, îi aduceam în depozit și contribuiau în echipa de inventariere la facerea inventarului. De ce? Ca să vadă produsele, să vadă cum este în depozit. Făceam inventarierea în decembrie și, din păcate, în depozit nu sunt 22 de grade ca în mașină sau ca în birou, ci erau 16 grade. 14 grade, depinde cum era de frig și afară. Aveam ceva sistem de încălzire locală care încălzea pielea sau încălzea omul, ființa care era prin zonă, dar nu aveam încălzirea aerului din hală pentru că ar fi însemnat foarte mult consum de energie. Și să vadă și ei cum este să lucrezi la 14 grade, la 16 grade și atunci altfel se raportau la cererile pe care le aveau ei. Nu mai erau de aroganți,
în cererile lor de viteză de mișcare, cât de repede să trimită coletele, logistica și așa mai departe. Asta nu este o scuză pentru logistică. Atenție! Dar e important să ne punem în pielea celorlalți, să avem puțin mai multă empatie și atunci când reușim să facem această rotație de roluri, oamenii înțeleg mai bine cu ce se mănâncă joburile celorlalți. De asemenea, i-am invitat pe cei din financiar să meargă să stea de vorbă cu clienții. Deci au fost zile în care doamnele de la financiar și domnișoarele de la financiar se urcau o mașină cu un vânzător și mergeau să viziteze un client și să-i pună întrebări despre nevoile pe care le are clientul. Să vadă cât de ușor este să afli de la un client nevoile sau cât de ușor este să-i spui unui client față în față: te rog frumos să-ți plătești factura restantă. Da? Pentru că așa din birou, de la distanță, e foarte ușor să pui piciorul în prag, să spui: dacă nu plătești, nu-ți mai livrăm, și să se închidă relația cu clientul respectiv și să nu mai poți să-i mai faci, să-i mai zici: hai să-ți mai dai o comandă, hai să continuăm relația, hai să creștem business împreună, hai să creștem cifra de afaceri. Da? Și astfel, rotația respectivă îi ajută pe oameni să conștientizeze că joburile pe care le văd ei din afară ușor de făcut, atunci când ești în interiorul jobului, se schimbă filmul, se schimbă realitatea și s-ar putea să ai nu neapărat mai puține idei, dar să ai idei mai aproape de realitate, mai aplicabile, mai realizabile, mai implementabile. Așadar, ca o recapitulare a ce am vorbit astăzi, 1. Conștientizați bine rolul din care vorbiți, cereți oamenilor să spună din ce rol vorbesc atunci când au mai multe roluri și faceți rotația rolurilor atât în ședințe cât și în firmă pentru a avea oameni care înțeleg mai bine cu ce se mănâncă alte joburi și să vină cu idei mai aplicate, mai clare atunci când vor să propună ceva sau când cer ceva de la ceilalți. Am în formare o nouă grupă de antrenamente care va porni la final de noiembrie, început de decembrie. Dacă știți pe cineva sau dacă credeți că v-ar fi util să participați la grupa de antrenamente, dați un click pe link. Mai am doar 3 locuri disponibile în această grupă și îi dăm drumul la treabă. Spor la lucru și să ne vedem cu bine!